Sportivii antrenați în cadrul secției de box de la CSM Călăraș au obținut rezultate remarcabile la Cupa României Cadeți, competiție derulată în urmă câteva zile în Arad. Pugiliștii călărășeni s-au întors acasă cu 3 medalii, aur, argint și bronz. Mai multe amănunte despre evenimentul sportiv primim de la antrenorii secției de box și de la sportivii premiați. Ce rezultate ați obținut la Cupa României de Cadeți? A fost a doua competiție din 2021 și am venit cu 3 medalii, aur, argint și bronz, la categoriile 44 jumate, 38 jumate și 68 de kilograme. A fost prima competiție pentru acești copii, iar rezultatul este unul mulțumitor pentru noi, ținând cont de faptul că venim după un an de pandemie, iar restricțiile au fost destul de dure, ne putem participa activ la antrenamente și ne putem face meciuri de pregătire. Cu câți sportivi ați participat la această competiție și câți au fost premiați? Am participat cu 6 sportivi, ei buni, o parte din ei fiind primul an de competiție și automat le-a fost puțin mai greu, dar au reușit să impună și să facă și o figură frumoasă. 3 din ei au fost premiați, cei care viesc și fratele meu, cu medalie de aur, argint și bronz. În momentul de față, pentru ce competiție vă pregătiți? În momentul de față l-avem pe Pavilionus, care chiar în această săptămână se află alături de lotul național de junior sub coordonarea lui Dorel Simion la un turneu internațional în Ungaria. Urmează săptămâna viitoare la Zalău Cupa României de juniori, de asemenea criteriul de calificare pentru campionatul european, unde sperăm noi să avem cel puțin un sportiv prezent. Cât sportivi aveți în momentul de față înregistrați la secția de box din cadrul CSM Călăraș? Este o bucurie pentru noi că copiii au început să vină din ce în ce mai mulți la această secție și au dat seama că boxul nu este chiar un sport pe o bătaie, cum se tot aud fel și fel de zvonuri. Este un sport destul de inteligent și necesită foarte multă inteligență și muncă. Avem un număr de 60 de sportivi împărțiți în 3 grupe de începători, avansați și performanți. Dați-ne mai multe amănunte despre sportivul premiat cu aur la Cupa României. Ivan Gabriel Leon e un sportiv foarte serios, e un sportiv care vine de la Valea Argovei, de la 80 de kilometri distanță, face naveta de 3 ori pe săptămână, iar lucrul ăsta nu face decât, iar rezultatul obținut de el nu face decât să ne bucure și mai tare. Este un sportiv care în urma acestui rezultat obținut la Cupa României și anume clasarea pe locul 1, s-a calificat în același timp și la campionatul european, care va avea loc în Bosnia luna august, unde sperăm noi să putem ajunge în primul rând și să facă o figură frumoasă. Pentru copiii interesați să vină să se antreneze la secția de box, ce sfaturi aveți? Sau cum faceți selecția? Mergeți dumneavoastră, îi selectați din unitățile de învățământ sau pur și simplu se prezintă la sediu? Selecția la secția de box este una continuă. S-a întâmplat și nouă dată de mai multe ori să mergem pe stradă, să vedem un copil care ni s-a părut nou că ar putea face față, să-l oprim, să discutăm cu el, să vină la sala de box. De obicei mergem și în școli, copiii vin și singuri să aduc unii pe alții, boxul deja a căpătat un nume frumos la noi în oraș, iar ușa secției noi, sălii de box a CSM Călăraș, e deschisă tuturor celor care vor să practice boxul de performanță. Din experiența dumneavoastră, am înțeles că în momentul de față aveți 60 de sportivi. De exemplu, într-un an, doi, câți reușesc să obțină performanță? Cât se țin de acest sport? Este un sport greu? Nu este un număr, nu putem da un număr propriu zis. Da, boxul este un sport greu, dar în același timp e și un box foarte frumos. E sportul oamenilor curajoși, cum îmi place mie să zic, a celor care iubesc lupta dreaptă. E important să muncească, e important să-și dorească, e important să dea tot ce pot la antrenament și cu siguranță rezultatele vor veni. Ce rezultat ai obținut la Cupa României? Am luat aurul la Cupa României. De câți ani te antrenezi? De un an și câteva luni. Fac 2 ani în vară. Acesta este primul rezultat remarcabil din cariera ta sau ai mai obținut și alte medalii? E primul. În momentul de față, pentru ce altă competiție te antrenezi? Pentru campionatul european din august. Unde va avea loc? La Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Câte meciuri ai disputat în cadrul competiției? Am avut 3 meciuri. Unul am câștigat la puncte, unul prin, al doilea prin abandon și al treilea l-am câștigat. A fost puțin mai greu, dar l-am câștigat.
te numești și ce rezultate ai obținut la Cupa României? Numele este Ana Alexandru Cosmin și am luat locul 3 bronz. Ce-ți dorești pe viitor? Să ajung campion. Campion european sau campion național? Campion european. Câte meciuri ai avut la Cupa României? 2 meciuri. Unul l-am câștigat și unul l-am pierdut. Ha 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 ha